Dimineața tuturor! Începem a doua săptămână a verii cu grade multe, dar și cu ceva ploi. Deși caldă, vremea va fi în continuare instabilă. Exact când ne va fi lumea mai dragă, când vom fi la piscină sau la terasă, ne vom trezi că plouă. Până marți vom avea parte de ploi și la mare, însă de miercuri meteorologii anunță o vreme tocmai bună de plajă. Până atunci însă, haideți să ne bucurăm de cele 34 de grade și să acceptăm ploile care mai răcoresc din când în când trotuarele. Să vedem dacă va ploa sau nu și prin țară. Dacă vorbim despre zona Maramureșului, e bine, a venit vara autentică. Astăzi am scăpat de precipitații, cerul va fi variabil spre senin, vom avea o temperatură maximă cuprinsă între 32 și 33 de grade. Mergem în Chișana, unde astăzi se vor înregistra 34 de grade. A venit și aici vara, în sfârșit aveți nevoie de cremă cu protecție solară, nu se anunță precipitații. Haideți să vedem cum va fi vremea în Banat. Ei bine, și în Banat a venit vara. În sfârșit am scăpat de ploi și aici. Avem următoarele temperaturi: 31 de grade în Reșița, 33 în Timișoara. În Oltenia se pare că va ploa. În Râmnicul Vâlcea, în rest, după cum vedem uitându-ne la hartă, vremea este excelentă și aici temperaturile sunt foarte bune. Avem 31 de grade în Craiova, 32 de grade în Drobeta, Turnu Severin. Haideți să vedem cum va fi vremea în Transilvania. După spusele meteorologilor, în general, vremea va fi foarte frumoasă și aici avem ceva precipitații atât după amiaza cât și seara, înregistrate în Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe și Brașov. Temperaturile sunt însă foarte bune. Avem 26 de grade în Miercurea Ciuc, 30 de grade în Bistrița, iar din Târgu Mureș, Ioana ne spune bună dimineața. Ioana, să rămână, cum e vremea la voi acolo? Bună dimineața, Flavia, bună dimineața, băieți. Avem o vreme superbă. Astăzi 29 de grade maxima zilei, deși în momentul actual avem doar 18 grade Celsius. De dimineață, încă din zorii zilei, soarele a strălucit cu putere și așa va rămâne pe tot parcursul zilei. Minima nopții va fi de 14 grade Celsius, iar pentru restul săptămânii, vremea se anunță a fi cu multe grade în termometre și soare strălucitor pe cer, așa că să ne pregătim hainele de vară, zic. Acestea au fost informațiile. Flavia, băieți? Ioana, tu ai pe dedesubt costum de baie? Nu. Nu ne-a arătat, doar lasă-ne să sperăm. Ce se întâmplă la voi pe strand astăzi? Bănesc că vine lume, că e liber. Vine lume, a fost și în weekend, vine foarte multă lume, face baie, este la plajă, se bronzează, e foarte frumos aici. No. Pentru ora viitoare am o mare rugăminte, pe dedesubt să ai costumul de baie, dar nu ni-l arăți, doar ne lași să sperăm, așa e la televizor, dragă, nu e ca seara de ți arată fetele alea, tot, ai o oră am la înțeles, dispoziție. Se rezolvă. Nu ai la tine, iei de pe cineva, nu contează. Totul e să fie măsura ta. Te pupăm, ne vedem peste o oră. Să aveți o zi frumoasă la Târgu Mureș. Flavia! În sfârșit am scăpat de precipitații și în Moldova. Îmi pare bine să vă anunț că astăzi va fi o vreme de plajă. Soarele ne va încălzi cu următoarele temperaturi: 28 de grade în Suceava, Piatra Neamț, 31 de grade în Focșani. Vorbim mai departe despre Dobrogea, unde vremea este superbă, cel puțin în timpul zilei. Nu se anunță precipitații, temperaturile sunt foarte bune, vântul varia exact atât cât trebuie. Avem 29 de grade în Constanța, 31 în Tulcea. Haideți să vorbim despre Muntenia. Se pare că se anunță ceva precipitații în Târgoviște, Ploiești, Buzău. În rest, am scăpat de ploi. Vremea este frumoasă, temperaturile sunt foarte bune. Avem 30 de grade în Târgoviște, 33 în Giurgiu, o temperatură de 31 de grade în Brăila, iar din Pitești, Costi ne spune bună dimineața. Costi, bună dimineața! Ce e în Argeș de Rusalii? Liniște, străzile sunt aproape goale și temperaturile vor ajunge aproape de 30 de grade Celsius și la noi în Argeș. Cele minime vor coborâ, temperaturile minime vor coborâ până la 17 grade Celsius. Nu sunt condiții de ploaie, nu acum. S-ar putea totuși să avem izolat ceva precipitații. Vremea rămâne instabilă în continuare, dar până când va începe să plouă și o să fie o ploaie mică, o să fie soare. Mulțumim, dragule. E vreme frumoasă, asta am aflat. Oamenii se pot bucura de o zi liberă. Încă o zi liberă de la Dumnezeu. Nu, de la guvern. Că Dumnezeu zise că numai a șaptea. Acum nu-l putem verifica. Nici pe Ponta nu-l putem verifica dacă a fost ideea lui. Dar mă rog, ne vedem peste fix o oră, să ai o zi frumoasă. Flavia! În capitala de dimineață se înregistrau 17 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 32 de grade. A venit vara și la noi în capitală. Meteorologii spun că spre seară se pot anunța ceva
precipitații. Eu însă vă doresc o zi liberă frumoasă de tot, pentru că soarele este cu noi în timpul zilei. La revedere!